Povestea iepurașului de Paști. A fost odată o familie de iepurași, mama, tata și cei 7 copii ai lor. Părinții nu știau care din cei 7 copii ai lor va fi adevăratul iepuraș de Paști. Mama a luat atunci un coș cu ouă diferit colorate și a chemat copilașii în jurul ei și a început să-i spună celui mai mare: "Te rog, ia un ou din coșul acesta și du-l în grădină, acolo unde copiii au pregătit cuiburile." Primul iepuraș a luat oul de aur și a fugit cu el în pădure, peste râu, peste poiană, peste câmpie, până a ajuns la grădină. Când se sară gardul, iepurașul a făcut un salt prea mare. Oul i-a scăpat și s-a spart. S-a întors acasă supărat, iar mama lui i-a spus: "Iepuraș, iepuraș, în grădină n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat." Al doilea iepuraș a luat oul de argint. A fugit cu el în pădure, a trecut peste râu, prin poiană și când a ajuns în câmpie s-a întâlnit cu o coțofană. Aceasta i-a spus: "Dă-mi te rog oul să-l privezi mai bine, n-am văzut niciodată un ou atât de frumos." Dar până când el să se gândească dacă să-l dea sau nu, coțofana a luat oul și a zburat cu el în cuib. Cel de-al treilea iepuraș a luat oul de ciocolată, a fugit cu el în pădure și deodată s-a întâlnit cu o veveriță, care zburda voioasă prin crengile unui copac. Veverița l-a întrebat: "E bun oul?" "Nu știu, eu îl duc copiilor, lasă-mă să-l privești și să gust puțin din el." Dar pentru că oul a fost bun, veverița l-a mâncat pe tot. Al patrulea iepuraș a luat oul pestriț, pictat cu picățele, și a fugit cu el prin pădure. Dar când a ajuns la râu, vrând să-l treacă peste un trunc de copac, începu să se oglindească în apă ca într-o oglindă și, uitând de ou, îl scăpă în apă. Când se întoarse acasă, mama lui îi spuse ca și celorlalți frați: "Iepuraș, iepuraș, în grădină n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat." Al cincilea iepuraș luă oul galben, fugi prin pădure, dar acolo se întâlni cu vulpea, care îi spuse: "Vino până la vizuina mea să le arăt și puiilor mei minunăția asta de ou." Puii de vulpe, cum au văzut oul, au început să se joace cu el până când oul s-a spart. Al șaselea iepuraș luă oul albastru și fugi cu el până când se întâlni cu alt iepuraș. De bucurie, lăsă oul jos și începură să se joace împreună. Și cum se jucau ei voioși, din neatenție au spart oul. Ajuns acasă, mama lui i-a spus: "Iepuraș, iepuraș, în grădină n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat." Toată familia iepurașilor era supărată. Până acum niciun iepuraș nu a reușit să ducă oul copiilor în cuibul pregătit de aceștia. Cel mai mic dintre iepurași trebuie să-și încerce norocul, e rândul lui să pornească pe drumul care duce spre cuibul din iarbă, pregătit de copii. Al șaptelea iepuraș, cel mai mic copil al familiei, a luat oul roșu. A alergat cu el prin pădure, s-a întâlnit și el cu niepure, dar nu s-a oprit la joacă. Apoi s-a întâlnit cu vulpea, pe care a ocolit-o. A trecut cu grijă peste râu. Când a ajuns în câmpie, s-a întâlnit cu coțofana, care a zburat o vreme după el. Dar iepurele îi spuse că e grăbit și coțofana îl lăsă să meargă mai departe. Așa a ajuns el cu bine în grădina casei și cu mare atenție a pus oul în cuibușorul pregătit de copii în iarbă. Când s-a întors acasă, mămica lui fericită i-a spus: "Iepuraș, iepuraș, în grădină ai intrat, tu erai cel așteptat." Și uite că așa părinții au aflat care din cei 7 copii ai lor merita să fie adevăratul iepuraș de Paști. Totul s-a întâmplat de mult, dar iepurașul de Paști mai trăiește și aduce în fiecare an de Paști ouă tuturor copiilor cu minți și le urează un Paște fericit!